Dragi prieteni, vă salutăm de aici din Cluj-Napoca, de la studioul Credo TV, de unde vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Vom continua discuția începută cu invitata noastră, doamna profesoară Maria Popa, o doamnă cu o bogată experiență de viață și o lungă activitate la catedră și chiar după. Se află cu mine în studio. Bine ați venit, doamna Maria Popa! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! Aș vrea să le mai spun telespectatorilor că experiența dumneavoastră la catedră se așează în zona biologiei și că aveți vreo 9 manuale scrise pentru diferite clase din perspectivă creaționistă. Am discutat deja în ediția precedentă pe care pe cine interesează și n-a putut să o vadă la momentul potrivit, o pot găsi pe internet. Am discutat acolo perspective generale asupra creaționismului și abordării predării biologiei către copii. Aș vrea să mergem în continuare să vedem principii, să vedem atribute ale lui Dumnezeu în creație. Dar înainte de a intra în subiect, aș vrea să vă prezentați un pic familia. Mulțumesc! Familia mea este frumoasă, este compusă din soțul meu, care a fost profesor de fizică, întors și el, împreună mergem la biserică, împreună activăm, împreună doi copii, fiecare căsătorit, întors și ei. De fapt, aici a fost o minune în cazul familiei noastre că ei s-au întors prima dată, copiii s-au întors. Aveam fiica cu ginerele și băiatul cu nora. Apoi am urmat eu la întoarcerea spre Dumnezeu, că eram tare depărtați, mai ales eu, evoluționistă, și apoi nepoții. Dintre nepoți, doi sunt întorși, care sunt cei mai mari. Și bucuria mea este că am devenit în acest an și străbunică. Aveți o strănepoată sau strănepot? Strănepot, un băiețel și mai vine unul. De la a doua nepoată, primul nepot și acum nepoata. Deci, în principiu, familia este frumoasă, este întreagă și vreau să vorbesc astăzi despre principiul integralității, cât de important este integralitatea, întregul în familie. Și mulțumesc lui Dumnezeu că familia mea până acum este întreagă și doresc să fie până la capăt, cât vom mai trăi să o văd bine întregită, nu, și întregită cu cei cu care vor mai veni lângă nepoți și să trăim într-o armonie și principiul acesta integralității despre care vreau să vorbesc astăzi să fie evident și condus de Dumnezeu și în familia mea. Să ajute Dumnezeu și așa cum scrie în Sfânta Scriptură, noi și copiii noștri suntem niște semne, se spune într-un anumit loc, pentru cei din jur. Și amin. Uite o familie frumoasă, amin, care sunt niște semne, mulțumesc, pentru cei din jur și să țină Dumnezeu semne luminoase spre viață, spre împărăție, spre dreptate. Amin, 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 amin. Într-adevăr, bucuria unei mame, bunică, străbunică, în primul rând, se manifestă în familie, în urma vieții dintr-o familie organizată. Alt principiu pe care vreau să-l abordez, întregul, bine organizat, armonie, evitarea conflictelor și alte aspecte, să vedem. O să trecem imediat la partea principiilor, că de fapt pentru asta v-am invitat, dar pentru că ați zis la început despre întoarcerea dumneavoastră, despre întoarcerea copiilor și mi-ați rămas datoare de la ediția precedentă. Vreau să știm un pic cum v-ați întors la Domnul. Așa pe scurt. S-au întors la Cluj, aici, fiica cu ginerele prima dată. Erau studenți la farmacie amândoi, erau colegi și
au, în ultimii ani de studiu, au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Când au terminat, au venit la Oradea și acolo și-au găsit o biserică. Noi eram triști un pic, părinții, că nu înțelegeam lucrurile. Doar ceea ce ne-a surprins, plăcut, a fost că am observat relații deosebite între ei față de dinainte. Deci cel mai mult ne-am bucurat că se respectau mai mult între ei. Până atunci ni s-a părut așa o viață mai degajată, mai uneori lipsită de respect între ei și ne durea. Dar după ce copiii s-au întors, erau studenți, deci aici, sau în ultimul an a venit și bebelașul și și-au ales o biserică, l-au dus la binecuvântare și deci am văzut o viață nouă. Și pe mine m-a bucurat și pe soțul. Amândoi ne bucurăm, uite ce bine să înțeleg că la început mai erau contradicții, conflicte. Și acum nu zic că nu au mai existat, dar modul de rezolvare era altul. Apoi s-a întors cealaltă familie când a fost binecuvântarea nepoțelului, primului nepoțel, au venit și băiatul cu nora. Ăștia au rămas impresionați și când au văzut, chiar băiatul mi-a și făcut observație și mi-a spus: mama, cum ne-ai crescut tu pe noi așa fără Dumnezeu? Mi-a fost jenă, sincer. Pentru că mama mea m-a crescut totuși la oastea Domnului. Mă ducea la ortodox și în fiecare duminică după masa să spun poezie la femeile de acolo, că sigur motivația nu a fost cea mai biblică, dar faptul că mă ținea lângă ea, faptul că mă implica în recitarea de poezii. Ortodoxii știu că se cântă de către copii în biserică Apostolul. Eu l-am cântat de multe ori, dar nu știam că eu de fapt spun fragmente din Biblie. N-am știut că există Biblie până când eram aici la Cluj, internată la spital, și vedeam pe o vecină acolo de salon având o carte groasă, mare, și tot vedeam că citește și oare ce citește? Și i-am cerut cartea și deci vă dați seama, peste 50 de ani cu studii superioare și eu nu știam că există Biblie. Jenant pentru mine, dar copiii ne-au, așa ei de fapt mă alimentau. Eu eram omul cărților, în jurul meu cărți, reviste de toate genurile. Și copiii au început să-mi aducă și Biblie, dar deja avusem contact în spital cu femeia și am început să citesc. Când eram la Timișoara și aveam grijă de nepoțica mea și am citit Evanghelia după Ioan, țin minte că nu mă puteam deslipi, eram fascinată. A și spus cineva care m-a văzut în zilele acelea la biserică: mama ta, i-a spus fiul meu, este atinsă, zice, aveți grijă de ea, pentru că ea e cercetată de Duhul lui Dumnezeu. Și așa a fost. Și după aceea și soțul profesor de fizică, sigur că el era omul concretului, i-a fost mai greu. Dar în 10 ani de zile Dumnezeu ne-a rezolvat toată familia și ne-a întors. Și îi mulțumesc și n-am cuvinte câte... Este un cântec în limba ebraică care zice: mulțumesc că am ajuns aceste zile, că dacă nu le-aș fi ajuns, eu nu puteam să cunosc pe Dumnezeu. Și dacă mama mea a murit la 59 de ani, dacă eu m-aș fi dus la 59 de ani, nu știam pe Domnul. Și sigur, cunoașterea lui Dumnezeu este un proces și acesta îl abordez de multe ori în cărți. Dar dacă ești cuprins de Duhul lui Dumnezeu în procesul acesta și dorești, El o face.
Și eu zic că e roadă această producție de carte a lucrării lui, că eu singură nu puteam. Și roadă și sămânță. Și noi ne așteptăm să recoltăm și mai multă roadă. Chiar dacă noi n-o s-o eu nu o să o văd, dar sunt convinsă. Un copil de la, din sat mi-a zis ieri, sora Maria, de unde putem cumpăra toate cărțile? Că eu le-am dăruit. La clasa a șaptea am avut ochiul și aveau cartea lor și le-am dăruit la copiii care vin la mine, 5 elevi în clasa a șaptea, le-am dăruit câte o carte și copilul a citit acasă și a venit ieri și mi-a zis, nu pot să cumpăr toată seria. Și a zis, ba da, dar urmează acum să... Da, cred că multă lume, dacă vor auzi până la capăt principiile, atributele, vor fi interesați să aibă în casă astfel de cărți, pe marginea cărora să discute cu copiii. Nici nu știu cum să abordez următoarea întrebare. După atâția ani în care s-a predat și se mai predă evoluționismul, și dumneavoastră l-ați predat, da. Nu știu cum am putea face să compensăm efectele acestei învățături în viața celor care n-au auzit decât de ea și asemenea dumneavoastră când spuneați în trecut nu ați știut de Biblie, nu ați știut de Dumnezeu, cum facem cu cei care sunt în această situație și nu știu de Creator și nu știu de Biblie și știu doar că de la o celulă, la o formă de organizare, la alta s-a ajuns la ceea ce suntem noi astăzi. Cum îi ajutăm? Deci, cred că pionieratul acesta pe care l-a făcut Dumnezeu prin axii și prin cei care l-au ascultat, că nu numai eu cred că sunt, chiar dacă nu... Axii fiind Asociația Internațională a Profesorilor Creștini, la conferințele lor am fost cel puțin 10 ani de zile. Și aici ne-au educat cum să scriem, ce să facem. Și eu am fost ascultătoare în sensul că le puneam la inimă toate sfaturile. Acolo am auzit eu de integrarea cuvântului în lecție. Nici nu m-am gândit eu la așa ceva. Deci, cum putem face ca să nu ne depărtăm de întrebare? Bine, am făcut și eu un milimetru. Dar sunt foarte mulți profesori creștini în România. Dar sunt liceele creștine. Sunt posibilități uriașe față de trecut. Este școala duminicală, sunt aceste emisiuni, sunt atâtea. Cine caută pe Domnul îl poate găsi cu multă ușurință astăzi. Știm, cine caută este și răsplătit. Și la ora actuală mulți oameni citesc față de trecut, față de când eu am fost. E o deosebire extraordinară, deci posibilități există. Profesorii de la celelalte specialități, să știți că fac și ei, chiar dacă nu au avut curajul. Mie mi-a trebuit un curaj foarte mare, pentru că eu n-am avut un leu ca să le produc. Și am zis, banii s-a lui Dumnezeu, lucrarea îi ia lui Dumnezeu, eu și vă noi face. Suntem tot eu al lui Dumnezeu. Sunt unealtă în mâna lui și dacă îmi dă ocazia, eu merg. Mi se închideau trei uși, se deschidea una mică, strâmtă, pe aia mergeam. Dar nu abandonam. Nu mă supăram că mi s-au închis trei. Pe loc mă voi fi eu supărat. Dar m-am dus pe aia strâmtă și micuță și am folosit-o. Fiecare oportunitate și asta o folosesc. Deci așa simt că dacă facem ce spune cuvântul, se fac lucruri foarte mari. Deci sunt șanse. Deci există speranță, deci putem încuraja profesorii, învățătorii de școală duminicală. Și acum mamele, familia. Amin. Asta vroiam să spun. Unde nu este niciuna dintre aceste posibilități, familia este acolo, mama este acolo lângă copil și haideți să vedem ce le-ați spune dumneavoastră mamelor.
cum abordăm? Văd că aveți în mână deja o carte pregătită, da. Cred că ați vrea să ne spuneți despre ea. Numai despre aceasta aș vrea acum, pentru că dacă mergem prin toate, chiar generalitățile astea deseori ne odată că informația este foarte multă și ne obosesc. Și atunci haideți să ne concentrăm, mă adresez acum mămicilor care au copii de clasa 5, a bunicilor care au copii de clasa 5. Acum e adevărat că și cei de a 6-a, 7-a și ceilalți și cei studenții își amintesc despre studiul plantelor. Deci în clasa 5 se studiază despre plante. Care este scopul lui Dumnezeu cu plantele? De ce le-a creat? Am amintit și în emisiunea precedentă. Pentru ca să producă hrană și oxigen. Hrana formată din substanțe organice pentru ele însele, pentru animale și pentru oameni. Este structurat, este organizat. Manualul foarte frumos. Deci oamenii, chiar dacă nu sunt foarte credincioși, ei au în ei implantat anumite principii, principiul organizării, de exemplu. Și iată că și cartea aceasta este organizată. Cum? Întâi este prezentată structura întregului organism vegetal, o plantă, din ce este formată, cum a organizat-o Dumnezeu. În pământ are rădăcină, tulpină, frunze. Aceste trei organe, copiii învață că se numesc organe vegetative și asigură hrănirea. Apoi celelalte organe, floarea, fructul și sămânța, sunt create de Dumnezeu cu alt scop, pentru perpetuarea speciei, dar concomitent cu funcțiile astea biologice ale plantei, Dumnezeu a asigurat niște colaterale pe care eu vreau acum să le evidențiez, colaterale care evidențiază însușirile lui. Spuneam despre organizare. Deci le-a organizat. Un bun organizator. Vedem, sigur că la lecție, eu le spun copiilor, există un verset în care Dumnezeu ni se prezintă ca un organizator excepțional. E vorba de psalmul 119, cel mai lung psalm. Și orânduirile mele, orânduirile, chiar dacă e folosit termenul acesta de orânduire, dar tot la ordine se referă, la organizarea într-o anumită ordine a lucrurilor. Nu mai vorbim că chiar la început copiii în toate clase, în toate manualele, se începe biologia cu unitatea de structură cea mai mică, care este celula. Celulele de aceeași formă, funcție, îndeplinesc, formează un țesut. Țesuturile sunt organizate în organe, organele, sisteme de organe. Ei văd deja o organizare ierarhică, de la simplu la complex, și repede fugim în familie. Cum e la voi? Care este ființa cea mai micuță, cea mai alintată, copilul cel mai mic? Apoi, cine este cel care conduce? Este o ierarhie și în familie care trebuie respectată. Deci, ordine organizată. Deci, nu organizăm oricum, ci într-un anumit mod ordonat. Apoi facem apoi referirea la ordinea care o avem în casă, ordinea organizării timpului. Cum îți organizezi timpul după ce vii de la școală cu mama? De la ora asta la ora asta ce faci? Când mă uit la lecția de... Câte ore ai mâine? 5. Hai, pentru fiecare 2 minute... Măcar să am habar eu, mamă, pentru fiecare 2 minute, asta înseamnă 10 minute, dar măcar văd
în caietul copilului, cum și-a luat notițele la școală, cât de frumos, cât de ordonat, să văd dacă copilul are cartea, caietul la obiectul respectiv, că să știți că de multe ori copiii scriu pe foi, își uită. Ei, și-o uitat, l-am certat odată, îl ajut a doua oară. Până la urmă, dacă mama insistă, va deveni copilul ordonat. Dacă nu ești pe urmele lui, el nu, el scapă, el nu are pornirea. Nu? Toți ne-am născut în păcat. Nu avem porniri, cum să zic, divine, ci avem pornirile cele rele. Și atunci pornirea lui să și le arunce în toate părțile, nici de cum să... Și, dar dacă mama e organizată, dacă mama e ordonată, dacă mama îi cere, e clar că copilul, dacă mama îi spune, uite mă, și Dumnezeu e ordonat în tot ce a făcut aici, în lecția ta văd ordinea lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim ca el, că doar suntem copiii lui Dumnezeu, nu? Apoi, după ce se prezintă părțile acestea organizate, te în funcții de, pentru funcții de hrănire, pentru funcții de perpetuare, după aceea sunt prezentate grupe de plante, grupele de plante, și se începe cu plantele cele mai simple, care nu se văd, și anume cu bacteriile. Și asta e după aceea structură, după care merg și manualele, da, clasice, doar e o abordare. Deci, toate cărțile respectă programa școlară dată de Ministerul Învățământului. Nici o abatere. Eu în cei 33 de ani eu am predat programa statului. Doar că după cât am citit și Biblie și așa mai departe, am ajuns la concluzia că nu se poate să prezinți copiilor unilateral în stil evoluționist lucrurile. Că doar trebuia o inteligență, din nou vin o însușire, pricepere, inteligență, putere dumnezeiască ca să faci rădăcină, tulpină, frunză, pentru un anumit scop, floare, fruct, semânță, cu alt scop, dar ele lucrează împreună, și aici ajungem la principiul integralității, a întregului. Păi am o mașină, dacă îi lipsește o piesă, nu mai funcționează. Ei, așa este și cu structurile biologice. Acum mă refer la plante. Lipsește pistilul de la o floare. E clar că ea nu va mai produce urmași, chiar dacă crește planta de porumb de 3 metri, a crescut vegetativ, rădăcină, tulpină, frunză și au îndeplinit funcțiile, dar neavând substanțele necesare de potasiu, că azotul, de exemplu, face masă vegetativă, potasiu și încă unul, că nu mi-aduc aminte. Da, dar mai este un element care contribuie la fructificare. Deci dacă nu are solul elementele respective, nu face floare, fruct, sămânță. Degeaba are masă vegetativă. Și atunci, deci totul, întregul, duh, suflet, trup, împreună formează omul întreg. Deci mă refer la principiul integralității, a unității întregului. Păi dacă lipsește din cuvântul pasăre două litere, mai am eu noțiunea de pasăre? Deci întreg. Întregul e în gramatică, întregul e în fizică, în toate obiectele. Păi dacă nu-ți date toate datele problemei la matematică, poate să rezolve copilul problema? Nu o poate rezolva. Deci cât este de important când îmi fac eu socotelile acasă, să iau hârtia și creionul și să-mi planific tot ce ține de problema respectivă, ăsta e principiul integralității. L-a făcut Dumnezeu, îl fac și eu, îl fac împreună cu familia. Zice, mă puteți întreba, dar dumneavoastră chiar faceți așa ceva? Sau nu mă știți să dați sfaturi?
Eu mă gândeam mai degrabă la asta, da, ar fi bine să ne spuneți și cum aplicați dumneavoastră, de cum totuși sunt principii pe care chiar mulți dintre adulți nu le înțeleg și nu le aplică. Vă refereați la buna organizare, la armonia, trăirea în relații armonioase, v-ați referit la chiar la ordine, de câte ori nu te duci într-un loc de muncă și vezi la oameni adulți lucruri pe masă, se scuză că nu au timp. Și atunci, oare cât e de greu să vii la copilul de clasa 5-a, că ăsta e manualul de care vorbim, și să-i explici aceste principii și mai ales pornind de la o plantă pe care el oricum trebuie să o studieze. Deci, vedeți, a spus punctul pe ei. Oricum trebuie să o studieze. Oricum trebuie să studieze atâtea lucruri. Dar dacă le studiază rupt de Dumnezeu, dacă nu sunt cuprinse în realitatea pe care o trăim, nu le legi de realitatea existențială ale lui Dumnezeu, sunt niște cunoștințe care, popular vorbind, pe una intră, pe una iese. Are diplomă. Ce face cu ea? Reflectă diploma un om integru? Și atunci ne mirăm că are diplomă și nu face față. Păi de aia nu face față. Pentru că nu sunt coroborate lucrurile împreună. Deci eu trebuie să recunosc că în cursul vieții nu le-am practicat ad literam ceea ce spun, dar nici n-am avut aceste principii cristalizate în mintea mea, pentru că eram și eu în formare. Dacă mi le-ar fi spus cineva când eu eram mai tânără, probabil că le-aș fi aplicat, dar nu le-am primit. Însă pe parcursul vieții, prin experiență, prin citit, studiat, am ajuns la aceste lucruri noi pentru mine. Nu am refuzat niciodată înnoirea, noul, modernul chiar. N-am refuzat. Asta ne ține tineri și... Și tot cuvântul m-a învățat că scrie despre înnoirea minții, când spune acolo în Psalmul 51, o inimă nouă, un duh nou și statornic. Vedeți, aici este un paradox, și nou și statornic. Și nou și vechi. Da, dar și acolo scrie un cărturar adevărat, scoate din visteria lui lucruri vechi și noi. Greu mi-a fost să îl înțeleg, dar dacă dorești și ești împărtășie, că dacă nu ești împărtășie cu Dumnezeu, nimic nu se poate. Credeți-mă, intervine rațiunea și cu mintea ta faci tot felul de scenarii. Nu. Dacă stai sub incidența Duhului lui Dumnezeu, lui Rua, lucrurile se schimbă și atunci te direcționează în, cum vrea El, dacă tu accepți, dacă tu te supui. Și atunci asta vreau să spun, că acum, de ultimă oră, cu elevii cu care lucrez, cu ai mei personal, n-am făcut chiar așa de riguros, n-am aplicat așa de riguros principiile ca și cum fac cu aceștia. Dar Dumnezeu îmi dă ocazii și îi mulțumesc să fac acest lucru cu nepoții. Am acum doi în lucru, unul de-a cincea și unul din a noua. Sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru notițele care și le aduc de la școală. Ordonat, vine bună. Nu ne prezentăm oricum, că știm că buna îi ordonată și atentă la lucruri. Deci vreau să spun, puterea exemplului... Locuiesc cu dumneavoastră, nu, nepoți. Nu, vin și de la mergeți țară, în vizită și vin verificați. Luna după masă, ei știu că vine buna să facem biologie. Și vin special pentru ei și facem biologie și caietele lor. Dar sigur că eu mai întreb și din alte obiecte, dar și mama lor. Na. În fine, deci vreau să spun că, teoretic, ați zis înainte că mulți, nu știu exact cum... Chiar adulți nu aplică aceste principii. Pentru că le este greu.
dar teoretic le știu. Credeți-mă. Da, da, da. Dacă îl pui pe un copil la ora de dirigenție să spună cum trebuie să fie un elev disciplinat, știți cum știu să spună? Perfect. Deci teorie este la practică. Practica ne omoară, cum spuneam de multe ori. Eu cred că o importanță deosebită o au și atributele lui Dumnezeu pe care le regăsim în creație. Absolut. Și dacă ați vrea să ne referim un pic și la ele. Da. Deci spuneam că la un moment dat începem să povestim despre categoriile, deci e prevăzută în program categoriile de organisme. În suveranitatea lui, această însușire, vreau să o accentuez, suveranitatea. Nimeni nu i-a spus lui Dumnezeu să creeze bacterii. Nici ca unele să fie folositoare, dăunătoare și așa mai departe. Deci, pur și simplu, stăpânul a hotărât să le facă. Aici acum, e curios. De ce o fi hotărât și din alea dăunătoare? Da, da, este explicație. N-ar mai fi fost nevoie de antibiotice și n-ar mai da, fi fost atât. Da, numai ca să ajungem noi să fim bolnavi, până acolo am făcut ceva ce nu a fost bun. Și atunci Domnul ne previne, nu fă asta, nu fă... De ce ești copil dezbrăcat afară când eu îți spun, ți-am spus de atâtea ori, ia-ți hainele când ieși afară, te îmbraci gros, când vii în casă, e cald, dai jos. Deci problema este că nu se respectă. Neascultarea. Neascultarea. No. Și, de la... și atunci sigur că au creat și bacterii dăunătoare. Ei, dar eu vreau puțin să insist asupra bacteriilor din sol. Deci în pământ se întâmplă, în solul ăsta în care noi semănăm plante și în care nu semănăm, că în păduri nu semeni, dar se întâmplă. Procesele sunt acolo. Da, procesele au loc. De ce a creat? Pentru că se întâmplă niște procese biologice foarte importante în sol. Vedeți, toamna cad frunzele, da? Ei învață despre lucrurile astea, că asta vreau să accentuez, a spus dumneavoastră și eu vreau să repet, să valorificăm cunoștințele care se primesc. Deci, odată că le fixezi, și a doua oară, ai motive concrete de a lăuda pe Dumnezeu. Îl vezi la lucru, îi vezi bunătatea lui, că doar din bunătate... Fără să ne dăm noi seama, acele bacterii lucrează. Tu nu mai găsești primăvara frunzele care au căzut toamna pe pământ. Unde sunt? Au fost descompuse de bacterii. În clasa 8-a copiii învață niște circuite pe care au loc și noi habar n-avem despre ele. Noi mergem direct să cultivăm. Nu știm că peste iarnă Dumnezeu câte lucruri a produs. Sau ai platforma de gunoi la țară, pui paie și de toate și peste 2 ani găsești ceva schimbat, un gunoi copt bine, cum spun oamenii, și care îl pun pe câmp. S-a întâmplat, niște bacterii au lucrat. Pun varza în butoi cu sare și o găsesc acră. Au lucrat niște bacterii, laptele s-a acidulat, ei sunt, toate le învață, că sunt și unele dăunătoare, cum a spus, ei, trebuie să știm că Dumnezeu, un principiu, uai, îmi vine în minte acest principiu, acum pe care trebuie să-l spun, este principiul apărării. Deci chiar dacă sunt în jurul nostru mulțime de bacterii dăunătoare, organismul nostru este prevăzut cu capacități de apărare, imunitate. Vine globula albă și îl își facă pe microb și îl taie bucățele. De ce la unii se manifestă din plin imunitatea, la alții nu? Aici iar e discutabil, e problemă spirituală. Cred că acum nu este cazul. Dar vreau să mă duc mai departe cu principalele grupe de plante. Sunt prevăzute după plântuțele astea mici, de fapt nici nu sunt plântuțe, că în clasa a 9-a deja e o altă clasificare, dar mă rog, în a 5-a
aici ne prevedem. Se studiază plantele cu flori. Ei, până la plantele cu flori sunt puse și alte categorii de plante care, vor să întărească evoluționismul. Nu mă opresc la ele, că scopul meu este de a lăuda pe Dumnezeu pentru însușirile Lui despre care a spus. Păi când învățăm noi despre grupa plantelor leguminoase, aici intră fasolea, lintea, mazărea. Ei, o plantă de un bob de fasole produce câteva sute de boabe de fasole. Ca să se perpetueze specia, ar fi fost suficient unul sau două boabe. De ce planta știe să producă mai multe? Ca să putem și noi mânca. Să avem ce? Doi, ce fel de substanțe găsim acolo? Nu vedem dragostea lui Dumnezeu prin valoarea nutritivă. Pe zi ce trece se descoperă noi și noi plante cu substanțe active, vitamine, cu substanțe care măresc imunitatea. Terapeutice, adică exact. Cancerul prevenit prin consumul de varză, de brocoli, de sfeclă roșie și alte lucruri care ni sunt atât la îndemână. Exact. O chimioterapie naturală, profilactică, exact. Permanentă. Permanentă, dar, repet, nu uităm să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate lucrările Lui, să-I mulțumim și să-L proslăvim, pentru ca să nu se întâmple, mi l-am notat și în cărți apare, să nu aplicăm versetele biblice, zice, cum? Noi în general aplicăm versetele, să nu ajungem la acestea. Zice, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. De aceea Dumnezeu I-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singuri trupurile lor. Romani. Da, Romani 1:21. Exact așa ceva se întâmplă în clasele de elevi unde nu este proslăvit Dumnezeu. Deci duminica la biserică copilul laudă, binecuvintează pe Dumnezeu foarte bine. Merge 5 zile pe săptămână, l-am pus deoparte pe Dumnezeu. Se golește. Exact. Apare indiferența, dar într-o familie în care hotărârea, decizia, soț, soție, toți, măi, hai să vedem, mă, școala asta nu servește zidirii spirituale? Școala asta nu îl prezintă deloc pe Dumnezeu? Cum să nu? Dacă vrei să-L vezi și ți-l descoperi, am deschis la sămânță. Sămânța. Păi, sămânța este formată, bobul de fasolă. El învață copilul că are coajă, care cotile doane, care substanțele hrănitoare despre care am spus. Dar are acolo ascuns într-un colț viitoarea plantă, embrionul. Copilul știe și el a fost embrion. Și asta știe că a fost în uterul lui mama și că mama l-a hrănit. Știe unii oameni din biserică, din nefericire, se supără când chiar păstori. Cum să știe copilul așa ceva? Prezintă programa, e mai grav. La școală îi se predă, acasă îi spune, nu-i voie, că e prostie sau cine știe. Nu, să fim atenți, să ne înnoim mintea și să cunoaștem lucrurile reale, că de făcute de Dumnezeu. Deci să nu ignorăm realitatea pe principiul că alănus lucruri care să le știe copiii. Nu, să știe tot, dar să știe și când este vremea potrivită pentru anumite lucruri. Și nu vreau... care credeți că ar fi vârsta potrivită? Pentru că părerile sunt, așa cum ați menționat, deja împărțite, numai că
Între copii se poartă discuții pe aceste teme pe coridorul sau WC-ul de la școală, unde în locuri ascunse. Da. Ascunse. Eu zic că din moment ce Ministerul Învățământului prevede în clasa 5-a să-mi spună că în bobul de sămânță e puiuțul acolo și că i-a pus în spinare mâncarea puiuțului și că tot așa la animale, la zoologie, deja anul următor, vorbește despre reproducerea la animale. Nu poți să-i ascunzi copilului că el vede împerecherea între animale. El știe despre împerecherea în familie, dar stai, trebuie să fim atenți și ca părinți și ca dascăli cât putem spune, fiindcă Domnul Iisus n-a spus tot cât a spus ucenicilor, n-a spus la ceilalți. La pilda neghinei, vă aduceți aminte, sau la asemănătorului, de ce n-ai explicat și lor? Pentru că ei nu duce. Și atunci nu poți să dai la un copil decât, și cred că Ministerul Învățământului s-au gândit când au spus, atâta putem să spunem, și gradat mergem înainte cu lucrurile și pe măsură ce cresc, copiii oricum găsesc lucrurile. Decât să le găsească pe ascuns, cu teamă că părintele, mai bine le discutăm deschis. Și dintr-o perspectivă fără Dumnezeu. Eu cred că valoarea vine din faptul că se prezintă că Dumnezeu a stabilit cumva. Exact. Și a stabilit niște condiții în care lucrurile se întâmplă înspre slava Lui și aduc binecuvântare. Și dacă aceste condiții sunt încălcate, se atrag niște consecințe negative, dureroase. Da. Deci asta e suveranitatea lui Dumnezeu. Așa a planificat Dumnezeu lucrurile, așa trebuie să decurgă. Noi le constatăm, îl binecuvântăm. Noi ca părinți care suntem mai mari știm până unde, profesorii de asemenea știu până unde. Și iată că încetul copilul se maturizează. Cât despre maturizare, și la vârsta mea e vorba de maturizarea unor aspecte. Eu, de exemplu, sunt foarte puierilă copil în cunoașterea aparaturilor moderne și nu mi-e rușine să spun copiilor, hai ajută-mă, cum să închid aici la laptop, ce să fac? Și copilul se bucură când vede că eu recunosc că nu sunt înaltă în toate domeniile. Deci, vedeți deosebirea fundamentală față de vechea societate când ni se spunea să fim multilateral dezvoltați. Ei, până la un loc, să știi de toate, dar îngust specializarea pe o felie la care ai predispoziții de la Dumnezeu, pe care în biserică le numim chemare, ei, aici deja intră chibzuința, intervin o serie de factori, dar Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie deasupra tuturor factorilor și să ne călăuzească. Aș mai spune o grupă de plante, că am spus numai leguminoasele, a spune rozaceele, roza. Vine de la floarea de trandafir. Și de aici fac parte pomii fructiferi. Acum, când mănânci pruna, care a spus de lucruri cu care ne întâlnim, prunele, strugurii, fructele astea, fără să mulțumești lui Dumnezeu, fără să-L lauzi, ce a pus în ele pentru sănătatea mea, nu este odată suveranitatea, dragostea și bunătatea Lui. Deci să nu consumăm produse ale plantelor fără să nu-L binecuvântăm pe Dumnezeu, că tot în folosul nostru este. El coboară în mijlocul laudelor, El proslăvește familia, locul unde este. Deci toate sunt avantaje după avantaje. Pe Facebook am scris-o așa, mi-a venit așa într-o seară, scrie acolo, la ce te gândești? Păi mă gândesc că Dumnezeu la arbori care trăiesc prin păduri și
în locuri stâncoase, nu putea să le facă Dumnezeu niște perișori sugători finuți acolo printre stânci. Și atunci cum a procedat? În vârful rădăcinilor groase este bont, este rotund. Cum scoate seva din pământ? În jurul vârfului a pus ca și scobitorile cu care ne ștergem urechea. A pus niște fire de ciupercă. Și ciuperca aceea poartă numele de micoriză. Ei învață la școală, știți? Și micoriza absoarbe ciupercile, absorb seva brută, apa cu săruri minerale. O dă plantei. Planta îi dă sevă elaborată. Iată o întrajutorare. O prietenie inconștientă, planificată de Dumnezeu la nivelul ADN-ului. Noi mai avem și conștiință. Cum ne ajutăm? Din interes? Suntem vicleni? Suntem buni cu adevărat? Bunătatea lui Dumnezeu este evidentă. A noastră cum este? Multe se pot... Într-adevăr, e impresionant să identifici degetul, amprenta, tiparele lui Dumnezeu la nivel microscopic, la nivel macroscopic și din punct de vedere spiritual. Aceleași tipare, aceleași reguli. Dacă voia lui Dumnezeu este aceea de a aduce mulțumiri pentru toate lucrurile, și eu chiar m-am cercetat acum când dumneavoastră ați vorbit și m-am gândit că poate avem zile în care mâncăm mai multe fructe sau legume, că vrem să ne menținem, dar oare cât mulțumim noi pentru bobițele alea de struguri și așa, mă pocăiesc de lucrul ăsta și notez că va trebui să iau în considerare. Dar dacă facem de aici așa o deviație, adică uităm să mulțumim pentru acele calorii și vitamine care le avem la îndemână, putem devia foarte mult, necunoscând principiile, până la a ne necinsti trupurile, cum ați citit. Și aș vrea, pentru că mai avem câteva minute, o remarcă în privința aceasta, pentru că parcă este un nor care se repede, îndrăznește să acopere societatea asta cu necinstirea trupurilor, adică depărtându-ne de la principii care le găsim în cea mai mică sămânță sau microorganism, ajungem să nu mai știm dacă suntem bărbați sau femeie sau să nu mai știm ce vrem sau să nu mai știm de ce suntem așa și să ne punem noi suverani în locul celui care... Deci greșelile care tot mai mult cresc ca număr și se adâncesc, e limpede că decurg din necunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, din nerespecta, necinstire, numai că tot în Romani 19 sau 18 zice, mânia lui Dumnezeu se descopere împotriva oricărei necinstiri. E, acum, câți aud, cât citesc, mă gândesc și mă rog Domnului să fie conștientizați că mai scrie, frica de Domnul este începutul înțelepciunii, și dacă Dumnezeu ne atenționează și noi tot nu vrem să ascultăm, atunci să fim conștienți că urmează necazul, nenorocirea, consecința. Cine nici cum nu vrea să se îndrepte, Dumnezeu îi dă ocazii oricăruia, că pe toți ne iubește la fel. La toți ne dă ocazii. Dar dacă nu vor să se... Le dă și voință dacă vor. Atunci ce rămâne altceva decât să facem să ne rugăm noi pentru ei? Să le dea voință. Și de multe ori s-a întâmplat când au fost copii răi. Și când mama sau tata, credincioși fiind, au plecat din familie, au plecat acasă. Copiii rămași, în urma rugăciunilor părinților, s-au întors. Deci asta ne rămâne la cei care suntem. Cât putem face, iată, prin mijloacele. Sigur că lucrurile care le facem noi sunt imperfecte, haine mânjite, am putea spune, dar Dumnezeu le poate curăța. Dumnezeu folosește, eu de multe ori când merg de la emisiuni sau scriu, zic, Doamne, știu că
am greșit și n-am spus bine, dar știu și asta, că tu poți transforma răul în bine. Știu acest lucru, de aceea te rog, măcar că înainte de a veni la o emisiune, totdeauna spun, vorbește tu prin mine, Doamne. Și atunci mă gândesc eu, da, oare am vorbit? Da, dacă n-am vorbit. Dacă n-am vorbit, iartă-mă. Repară, Doamne, ce pot altceva? Și mă smeresc. Iar dacă am vorbit, îți mulțumesc și tot smerită sunt că tu ai vorbit, nu eu. Și îi mulțumesc mult. Și El face și ceea ce vorbim să aducă roadă. Și asta e toată bucuria noastră. Amin. Aș vrea să spunem telespectatorilor că aveți cărți pentru clasele 5-12 din aceeași abordare, cu versete și cu sublinierea și evidențierea principiilor și însușirilor lui Dumnezeu. Cum ar putea să intre în posesia lor? Deci, la Societatea Biblică Română din Oradea, o parte mai există, 7, 8 și 12 există tipărite. Restul s-au epuizat. Dar se produc în luna aceasta, s-au pornit să se producă sub formă electronică. Oricum, legătura celor care doresc, legătura este cu Societatea Biblică Română din, e recomandată legătura cu ei. Sunt mulți care îmi dau mie telefon, dar eu nu. În prima parte m-am ocupat cu distribuire pentru anumite motive, am asigurat liceele, nu e cazul acum să explic, dar societatea se ocupă cu această problemă. Mulțumim, doamna Maria Popa. Și eu mulțumesc. Este o muncă impresionantă. Puterea Domnului. Și slăvim pe Dumnezeu. Amin. Pentru Amin. Ceea ce și-a propus să facă cu dumneavoastră în toți și acești ani și cum v-a schimbat viziunea și v-a făcut să ajutați și pe alții să vadă însușirile Amin. Creatorului studiind creația. Eu vă doresc multă sănătate și să facă Dumnezeu, pentru că ne dorim o Românie impregnată profund de împărăția lui Dumnezeu, Amin. De principiile împărăției. Amin. Și Dumnezeu să lucreze prin aceste cărți Amin. Și să transforme și să dea curaj celor care iubesc împărăția lui. Amen. Amen. Vă mulțumesc și eu pentru abordarea aceasta, care cred că este benefică pentru România. Așa să fie. Vă mulțumim și vă mai așteptăm. Mulțumesc! Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul acestei ediții și cu bucurie constat că împărăția lui Dumnezeu invadiază Aleluia. Toate domeniile și n-a uitat de țara noastră. Iată cărți pe subiectul biologie pentru clasele 5-12 din perspectivă creaționistă și cu sublinierea principiilor și atributelor lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul, pentru că e atât de bun cu noi și în generația aceasta ne putem învăța copiii îmbinând știința cu teologia, cu credința și mai târziu ajutându-i să îmbine credința cu fapta și cu Amin. Trăirea frumoasă. Dumnezeu să binecuvinteze România, Dumnezeu să binecuvinteze telespectatorii și telespectatoarele Amin. Noastre și să ne ajute să ne revedem cu bine la multe, multe ediții, dintre care următoarea va fi în săptămâna viitoare. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.